Ministrul Energiei sfătuiește pe românii care au primit facturi mari să caute furnizori de energie electrică unde prețul este sub 80 de bani. Vedem declarația. Îi recomand să-și caute un furnizor acolo unde prețul este sub 80 de bani. Să nu-l mai dau eu public aici, pe net, își poate face direct mutarea la un furnizor care are prețul sub 80 de bani. Și le recomand tuturor care nu se încadrează în plafoanele de consum și chiar dacă se încadrează în plafoanele de comun, să-și caute un furnizor cu prețul cel mai bun.